95% din întreaga noastră viață se desfășoară conform programei pe care o absorbim în primii 7 ani din viață. De aceea săracii rămân săraci și bogații rămân bogați. Fiecare persoană în primii 7 ani din viață observă și stochează informațiile de bază. Creierul unui copil sub 7 ani este într-o frecvență vibrațională mai mică, iar dacă îl vom conecta la aparat pentru a-i face o electroencefalogramă și îi vom citi activitatea cerebrală, vom observa că vibrațiile creierului sunt mai mici decât conștiința. Aceste vibrații se numesc undele teta. Știți, atunci când copiii își organizează petrecerea ceaiului cu prăjituri din noroi și pentru ei totul este foarte real, când copiii călăresc o mătură, iar pentru ei acea mătură este un cal, toate aceste lucruri se întâmplă deoarece frecvențele teta sunt frecvențele imaginației. De asemenea, starea teta este o stare asociată hipnozei. Înainte de a crește și de a putea conștientiza tot ce se întâmplă în jurul lor, în primii 7 ani din viață, ca într-o stare de hipnoză, le vor fi încărcate copiilor modelele comportamentale de bază și apoi pe baza acestor programe vor acționa și vor trage concluzii independent. De aceea teta este o stare de hipnoză. E ca și cum ai fi într-o stare permanentă hipnotică. Analizează și absorb ca un burete toate informațiile din jurul lor, își urmăresc părinții, frații, surorile și le adoptă obiceiurile. Gândiți-vă, în societate sunt mii de reguli și doar pentru a deveni un membru funcțional al unei familii sau al unei comunități, trebuie să urmăm toate aceste reguli. Să ne învățăm copiii să urmeze toate aceste reguli? Nu este necesar. În primii 7 ani, copiii doar vor observa tot ce se întâmplă în jurul lor și își vor stoca toate informațiile. Toate aceste lucruri nu sunt o noutate. Robert Kiyosaki a scris deja despre asta. Practic, dacă vii dintr-o familie săracă și nu ai un exemplu de familie bogată, poți să vrei să lupți toată viața ta pentru a încerca să te îmbogățești, dar totuși să nu reușești. În același timp, poți fi dintr-o familie bogată, să fii un mediocru toată viața și totuși să reușești. Reușești nu pentru că ai depus vreun efort sau te-ai gândit la acest lucru, ci pentru că acest comportament ți-a fost insuflat de către părinții tăi bogați. Copiii părinților bogați fac în mod inconștient pașii corecți spre bogăție. Aceștia nu se stresează și nu se gândesc la asta. La fel și la familiile sărace. Funcționează același program. Oamenii săraci au concepții înrădăcinate din partea familiei. Acele programe în care li se spune mereu că viața este o luptă, nu vei reuși, cine te crezi? Dacă acesta este unul din programele pe care le-ai primit în primii ani din viață, atunci 95% din fiecare zi te vei sabota. Acesta este motivul pentru care majoritatea oamenilor săraci rămân săraci și majoritatea oamenilor bogați rămân bogați, datorită programelor mentale stocate la nivel subconștient. Știați că 95% din viața noastră provine de la programe din subconștient și doar 5% din viață o utilizăm conștient în mod creativ? Vă imaginați doar 5%? Se pare că viața noastră de la sine are cursul ei, chiar dacă nouă ne pare că ne trăim viața. Exact, suntem atât de obișnuiți încât nici nu ne dăm seama de acest lucru. Iezuiții au vorbit despre aceste lucruri acum 400 de ani, dar nimeni nu i-a ascultat. Aceștia spuneau, dă-mi un copil până la vârsta de 7 ani și voi face din el un bărbat. Imaginați-vă, ei știau aceste lucruri acum 400 de ani. Știau că perioada de programare în primii 7 ani de viață îți poate influența tot restul vieții. Priviți-vă viața, priviți-vă modul în care o trăiți și tot ce intră în viața voastră. Totul se datorează programului pe care l-ați instalat în copilărie. Sunt deseori întrebat cum ne reprogramăm sistemul de gândire, cum ne instalăm un nou program. Citim multe cărți despre acest lucru și nimic nu funcționează, viața nu se schimbă. Ei bine, conștientul îl puteți reprograma în felul acesta, citind o carte de dezvoltare personală sau mergând la un seminar și deja veți avea o altă gândire. Însă cu subconștientul, lucrurile nu funcționează așa. Subconștientul poate fi reprogramat doar în două moduri. Primul, starea de hipnoză care este disponibilă în primii 7 ani din viață. Și al doilea mod, repetarea, practica. Nu vei învăța niciodată să conduci o mașină vizionând un video despre acest lucru sau învățând doar teoria. Trebuie să practici, să conduci. Vrei să înveți tabla înmulțirii? O repezi de atâtea ori până o memorezi și imediat ce ai învățat-o, aceasta va trece în subconștientul tău. Așadar, aceste două moduri îți vor reprograma subconștientul, starea teta a creierului și repetarea. Mie îmi place cea de-a doua variantă. Există o frază pe care o iubesc foarte mult. Prefă-te până ți iese. Cred că ți se potrivește dacă ești nefericit. Vrei să fii o persoană fericită? Atunci repet în fiecare zi. Sunt fericit. Sunt fericit. Acest lucru nu te face mai fericit? Nu trebuie să-ți repezi ție, ci subconștientului tău. Și dacă acesta va primi comenzi noi mai des decât sunt reproduse cele vechi, va începe reprogramarea.
și de îndată ce subconștientul va învăța aceste comenzi, nu va mai trebui să le repeți, te vei comporta ca o persoană fericită. Acesta este motivul pentru care unele persoane își repetă zilnic afirmațiile pozitive și țin jurnale de recunoștință? Sigur că da, secretul este în repetarea zilnică, iar repetarea va crea un obicei. Acest lucru trebuie să devină un obicei. Obiceiurile îți vor forma caracterul, iar acesta destinul. Prin urmare, pentru a-ți reprograma cu succes subconștientul, trebuie să repeți, repetă iar și iar până ceea ce îți dorești va începe să funcționeze.